aceasta este deck-ul nostru perfect pentru astăzi. Am revenit. Deci, deck-ul nostru perfect pentru astăzi este fix acesta. Așa că, haideți să începem. Va fi destul de simplu să batem acolo toți chestionii aceia. Aici dăm un Ice Spirit, foarte bine. Oprim acolo și vrăjitoarea. Dăm acolo un Mega Knight. Hog Rider pe partea elaltă de distragere. Ok. Până acum merge destul de bine. Merge destul de bine chestia. Ne descurcăm. Un Goblin Cage acolo ar fi bun. Să oprească puțin situația. Cred că acolo Knight-ul meu o să moară. Așa. Un muschetar ar fi... ne-a stricat puțin situația aici. Sau poate că nu. Chiar e foarte bine. Acolo Goblin Cage-ul distruge acolo totul. Și muschetara știe și ea acolo să aibă o defensivă bună. Lilieci mă așteptam să fie pentru alte chestii. Băgăm aici în spate doar de apărare acești goblini. Dar se pare că au murit. Deci pentru astăzi acesta este deck-ul perfect. Îl puteți și voi face. Nu sunt legendare. Adică nu ne trebuie neapărat legendare de fiecare dată. Dacă puteți vedea aici, spre exemplu, legendarele nu sunt de fiecare dată, cum să spun eu, ceea ce ne ajută. Dacă vedeți aici, ne ajută cel mai mult, cum îi spune, asta, muschetara și Hog Rider-ul. Aici goblinii ăștia o să-i dea un zep, de aceea îi vom pune pentru o mică distragere acolo. Încă o muschetară oricum am câștigat. Dăm calul nostru cântând. Așa. Deci cam acesta este deck-ul nostru perfect. Deci, cum spuneam, îl puteți face și voi. Acolo. Da, a băgat acolo, a început. Slab e omul. Omul e slab. Are abia level 7. Hog Rider-ul ăla dă acolo, derupe doar din 3 lovituri. Băgăm Liliecea acolo, pentru că prințesa este distrasă în acest moment de Hog Rider. Lilieci nu mor din prima. Wow! A băgat logo acolo, doamne, deci ăsta nu se pricepe deloc. Meciul ăsta a fost destul de simplu. Ăsta e primul emoji cu Mega Knight, ceea ce mie îmi place foarte mult. Spuneți-mi în episodul viitor dacă vreți să folosim și legendarele secrete. Adică, da, uite, avem și ăsta aici,
abia de level 11 și Lava Golem, Lava Pups și încă câteva chestii care nu au fost adăugate în Clash Royale, sunt adăugate mai puțin asta. Ăsta deocamdată încă mai trebuie. În fine, trecem mai departe. Bom. Luam acolo un Hog Rider doar de distragere. Da? Am jucat bine om. Într-adevăr, chiar a jucat bine. Băgăm aici o muschetară ca să-l învingem pe nenea de acolo. Aș vrea ca muschetara să nu moară, dar a murit. Omul e pregătit. Hai să vedem ce face acum în privința asta. Deoarece nu mai are spell-ul acela de... opa. De aceea avem liliecii pentru asemenea ocazii. Vom băga goblinii în spate pentru a-l învinge pe cavaler. Ne, nu-i voie să mă atingi. Cum stăm cu sunetul? Stăm bine. Băgăm aici un goblin cage pentru orice eventualite. Un heal, nu un heal spirit, un ice spirit ne-ar fi de ajutor acolo la barbarii ăia. Băgăm și noi tot un knight. Nu suntem noi mai presus ca el. A, băga și scheleții, nicio problemă. Avem aici muschetara pregătită pentru baby dragonul ăla. Aici probabil o să-l tragă pe Hog Rider. Ceea ce o să mă facă fericit. Sau nu. Nu l-a tras, se pare. Putea da o Valkyrie aici. Un Goblin Cage ne-ar fi și el de ajutor. O muschetară în față. Aș vrea să-l tragă pe... șmecherosul ăsta. Omul are și el un deck bine făcut. Da. Posibil să ne luăm o mică bătaie aici. Dar să presimțim că totul, să presupunem că totul va fi bine și că nimic nu ne va strica situația în care suntem. Și puteam în același timp să-i bag și eu aceeași treabă. O Valkyrie ne-ar fi de ajutor și niște Spear Goblins acolo la fel. Da! Da, știi că... Na, decurile nu câștigă de fiecare dată. Nu mai trebuie câteva din astea să le maxez de tot. Unele încă câteva levele.
Da. În finus, haide să nu începem. Mario! Starea Bele vol 12. Muschetarea ne-ar fi de ajuns. Deocamdată nu. Mi-a dat acolo. Mi-a dat acolo omul. De ce nu mai aici sus? Pentru că... Bun. Bun, bun, bun. Deocamdată totul merge. Are acolo un magic arcerul de... Aș putea să dau un spirit din ăsta. Doar de distragere. Bun, nicio problemă acolo. A dat două lovituri frumoase. Vom măga un goblin cage aici. Niște spear goblin ne-ar ajuta și ei. Da, n-a făcut bine că l-a băgat acolo pe Electro Wizard. Știe puțin omul, știe puțin. I-aș da aici un spirit din ăsta. Știi ce îmi place? Că Magic Archer-ul ăsta moare imediat. Adică nu trebuie să te scălâmbăi așa mult ca să-l bați pe el. Oricum, el moare imediat. Bunuleț. Am și eu bets, să știi. Bun. Băg aici un Hog Rider de distragere pe partea cealaltie. Un Knight ar fi bun aici. O Valkyrie la fel aici. No, no, no. Tot nu ne pierde extraordinar de mult. Da, dar ne-a pierdut. Deci ce cred acum? Că decul ăsta nu mai e chiar atât de bun. Ce emojis mai dau eu pe aici? Hei. Ăsta nu știu. La cineva l-a mai dat pe aici. Copy. Battle deck. Da. În fine. Stai chiar. Ia să dau și eu share to clan. Check out my deck. Poftim. Pentru că... Ce s-a auzit sunetul ăla? Da, începem cu un Goblin Cage. Asta cu Mega Knight e super. Am și eu ăsta. Ho, gata, te blochez. Ha, 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 ăsta dă și acum. Da.
Da. Mamă, nebunește ăsta. Bun. Ce-s cu playeri ăștia? Fix player din ăștia mă nimeresc eu la duo. Pe... ăsta. Cum îi spune? Pe Brawl Stars. Eu nu prea mă joc la duo, pa. Ce lovești așa de mult? Da. Cred că ăsta a fost cel mai ăsta a fost pentru prima dată decul primul episod cu decul frumos. Așa că scrieți-mi în comentarii dacă vreți să folosești și aceste secrete, pentru că reach 5000 trophies and get discard. Adică, da. Le poți lua cum le iei și pe astea. Cum îi iei și pe mai avem unul pe aici. Uite-l. Pe ăsta. Hit point 770. Medium hit speed 1,4. Și da. Și Shelly. Care ăsta este un fel de hunter. TNT barrel. Asta am văzut-o. Nu mă încântă. Lava Pups costă 0 elixir. Are destulă viață, e ca un lava pap din ăla. Da. Așa ca. Bonus atunciu, papaus.